ajuns la plaja asta Nikitis, da? Sincer să fiu, pe mine nu m-a dat pe spate. Nu știu ce să zic acum la prima impresie. Pare frumoasă, dar parcă nu e cam poze, măi. Ori depinde de cum e apa, uneori o prins fain, uneori... Nu știu. Și mi-am dat drumul un pic la aer condiționat, am venit, e foarte cald, e ora 3 și sfert. Și în poze arăta că sunt copaci, oarecum să-ți poți spune cum era la Portocalii Beach când am fost anul trecut, erau copaci. Aici nu e copac, nu e niciun copac, o să vă arăt imediat. Doar că mi-am mai lăsat telefonul la încărcat, că nu mai am baterie. Și am editat astăzi de 3 ori filmulețul și îl băgam la încărcat, se oprea motorul, mă dădeam jos că am intrat până într-un supermarket. O să vă arăt imediat ce am cumpărat. Și fel mi se simte pe față, nu mă sare și doar eu nu am intrat cu fața în apă. Și de atâtea ori, de câte ori s-a oprit mașina și ne-am dat jos de nea, am uitat că telefonul a rămas la încărcat și mi s-a stricat editarea. Iar iau de la capăt, iar pornește telefonul și tot așa. Vai, dar ce cald, e foarte cald. Altă dată nu cred că mai merg eu la plajă la orele astea. Ieri am stat în casă de la ora 12 până la ora 5 fără 5, cam așa. Și a fost perfect când am ieșit afară. Dar acum e foarte, foarte cald. Vă dați seama, la ora 30 se simte 36 de grade. Deci 31, dar resimțite 36. Și haideți să vă arăt și vouă ce am cumpărat de la supermarket. Mi-am prins telefonul. Aici am suportul ăsta, ia uitați cum a stat la volan, așa, deci așa, asta e poziția soțului meu, ca să știți cum duce el. Deci se vede și diferență mare între mine, deci eu nici nu văd decât sus cerul, dacă ar fi să conduc de aici. Doamne, nici, dar ce, nici n-ar trebui la pedale? Deci ar trebui să trag, de tot timpul trag scaunul maxim în față și ridic maxim în sus, de tot. Copiii și-au cumpărat această pungă cu geleuri, bomboane de la Chupa Chups. A costat 3,99 €. Conține topitop mare, topitop mic, geleuri, au mai multe variante de... Apropo, copiii au făcut pauză, de alaltă n-au mai mâncat nimic dulce. Adică am mai mâncat tot o înghețată, dar așa geleu, bomboane, nu am mai mâncat. Papa nu, am mâncat aseară niște gumițe din alea, că i-am luat la aparatul ăla și atât au cicălit, acolo m-au cicălit că pot punga asta și așa. Și le-am cumpărat. Deci asta a fost 3,99 €. Selena și-a dorit împreună cu Marc această cutiuță cu roll din ăla, rolls, nu știu cum se numește. Bă, dar ce urât miroase. Zice că-s cu vanilie, dar parcă zici că miroase a stricat. Am dat 2,69 € pe această cutie. Marc își dorea cu ciocolată, dar alea nu erau cu ciocolată, erau cu cappuccino. Selena își dorea cu vanilie. Până la urmă s-a rămas la acestea. Și au cumpărat aceste suculețe. Au costat 50 și ceva de cenți. Nu, am uitat să mă uit de cafeaua mea, că doar de aia m-am și dus, dar o să mai am drum. La gust seamănă puțin cu Fanta și cu încă ceva, dar nu-mi place, deci așa ceva nu aș bea. E foarte dulce. Aceste suculețe le găsim la noi în Brașov, la magazinele cu specific grecesc. Deci dacă vedeți ce praf s-a pus în mașină și ce fel arată mașina noastră pe exterior, cum au tăiat iarba și cum au mers pe drum, s-au prins o grămadă de muște. Trebuie să vedem dacă găsim vreo spălătorie. Am cumpărat această pungă de... oare unde fi pus o bonu, doamne? Nu mai țin minte exact, ia să vedem dacă am bonu. Am dat eu oare pe astea. Nu știu, nu mai știu. 1 euro și ceva sau 2 euro și ceva. Nu are nici preț pe ele.
Ați văzut în momentul în care te duci la plajă sau stai seara în casă sau așa, simți nevoia să ronțăiești ceva, nu neapărat mâncare, că ți este foame, simți nevoia să mănânci ceva. Și la ei în Grecia au o grămadă de lucruri de a ronțăi, tot felul de sticusuri, grisine, chestii tari, dar copiilor nu le plac. Da. Astea sunt trei pungi mari. Dar cred că un euro și ceva am dat, dacă nu mă înțeleg. Și am luat cu sare. Marc și-a dorit aceste cornuri. Am dat, nu știu dacă un euro și 10 cent, dar acolo scria 98 de cenți. Fiind scris în greacă, nu înțelegeam. Celălalt a luat această pungă de lei. Habar nu am care a fost prețul. Am luat această pungă de bake rolls. Costă 1,30 €. Usturoi și parmezan. Nici nu știu dacă la noi se găsesc cu parmezan, dar cred că da. Așa. Pâinicile acestea. Am dat 1,15 € pe 5 bucăți și dacă vă aduceți aminte, le-am cumpărat și anul trecut când am fost în Grecia, ne plac foarte mult, sunt moi, sunt super faine. Eu mi-am luat această pungă 1,10 € parcă a costat. La găseam foarte mult, acum câțiva ani de zile se găseau și la noi citos și poate se mai găsesc, dar eu în Brașov nu am văzut. Da? Și mi-am găsit ciocolățelele mele preferate din copilărie, Kiss. 0,25 bucata. Eu am dat pe pachet 1 € și ceva, nici nu mai știu, parcă 1 € și ceva sau 95 de cent sau 1 € mai țin. Și mi-am luat 2. Și la plecare din Grecia vreau să mai cumpăr câteva asta, mă plac foarte, foarte mult. Cine a mâncat așa ceva știe, la noi se găsea cu kiwi, căpșuni și banane. Sunt foarte, foarte bune. Am mai cumpărat aseară, când am venit de la plimbare, un pepene pe care am dat 4 € și ceva și este castravete, nu e bun de nimic. Am mai cumpărat înghețată de la acest supermarket, dar le-am mâncat. Aseară am mai luat înghețată, altceva așa noutăți de aici, de prin Grecia, nu prea am cumpărat ca să vă arăt. Și acum de la magazinul ăsta am mai cumpărat jumătate de pepene, tocmai de aceea l-am cumpărat la jumătate, am dat 1,50 € parcă pe jumătate. Și era roșu, când apăsai pe el așa pârâia, era ca un burete, deci ăla cu siguranță e copt și e dulce. În schimb celălalt e castravete, dar așa e, când nu cunoști și te duci și cumperi, nu știam că acolo e acel supermarket mare, m-am dus la un buticar din ăsta unde fiecare își face prețurile. Așa, ce aș mai putea să vă mai spun? În legătură cu pepenele, am cumpărat pepenele cu, deci am bătut în el, se auzea că e copt. Acea pată galbenă o avea, codița aceea ruptă era. În momentul în care l-am tăiat, a pârâit, de s-a desfăcut, cum am băgat cuțitul, s-a desfăcut pe din două. Deci, ce să crezi la chestia asta, că acel pepene e copt. Când e și guș din el, castravete, fratele meu, foarte puțină tentă de gust de pepene. Deci ca să vedeți că și pepenii din Grecia sunt exact ca la noi în România. Deci mă gândesc că așa e în orice țară. Sunt și copți, sunt și necopți. Da, ia să fac produsele astea la locul lor. Marc și-a mai cumpărat și aceste, uite că și accelerez din greșeală. Aceste Smarties, 3 cutiuțe, au costat 1,10 € ceva de gen. Și o cutiuță a fost la pachet și o cutiuță costă 50 de cenți și aici a fost 1,23 €. Dacă luai 3, ieșeai mai ieftin. De asta și le-am și cumpărat. Vreau să vă zic că astăzi nu am reușit să mâncăm tot ce am cumpărat. Am dat doar 20 €. Nu știu dacă mai am bonus să vă arăt, să vedeți că nu mint. 20 € am plătit pe tot ce ați văzut în filmare. Mie mi se pare că e o grămadă de mâncare și puțin bani. Adică în alte locuri, dacă te duci cu 20 €, mi-aduc aminte că anul trecut în Sarti și bineînțeles și pe aici, nu doar în Sarti, am dat 7,5 €, 8 € doar pe 2-3 bețe de suflachi, dar ori mai micuțe și cu o mânuță de cartofi. Și cu băutură dădeam undeva la vreo 20 de euro, 20 și ceva de euro.
La unele restaurante în Grecia îți aduc apă și pâine din partea lor, la alte restaurante nu. Aseară unde am fost ne-a băgat și pâine și apa din partea lor. În schimb, aici la hotelul unde venim nu ne dă apă, dar probabil nu ne oferă apă sau pâine gratis, de fapt pâinea intră, cred că gratis, că ne-a adus pâine și nu ne-a taxat. Dar probabil e această reducere, doar dacă tu locuiești în hotelul lor, ai acea reducere de 10% sau nu știu de ce. Dacă vine un străin, nu știu dacă primește același meniu ca și noi, habar nu am. Noi primim o foaie pe care arată și poze și scrie. Următoarea tură aș vrea să iau niște paste din alea grecești să vedem dacă are, o să iară poze să vedem dacă are. Și na, de seara asta nici nu știu ce să mai mâncăm. Sunt anumite supermarketuri unde au mâncare. Dacă vă aduceți aminte, anul trecut în Grecia am mers în Sarpi la un supermarket unde cumpăram direct paste, cartofi și multe alte chestii și ești mult mai ieftin la bani. Deci dădea undeva la vreo 3 euro, 2 euro și ceva pe o bucată așa mare cu paste din acelea și te duce, să zicem, o masă, dacă o mănânci și 10 euro, mai ales dacă tu ai băutură. Oarecum și noi încercăm să mai facem, să zicem, oarecum o economie, nu o economie acum foarte mare, nu ne rezumăm să nu ne cumpărăm un suc, o înghețată, o cafea sau ceva, dar nici nu ne aruncăm să mâncăm la cele mai scumpe taverne, ceea ce aseară s-a întâmplat și oarecum am cam luat apa seara la restaurantul care ne-am pus. La acel restaurant nu avea poză, arăta prețul. Când a venit ospătarul ne-a întrebat ce dorim de mâncare și noi am spus că am dorit un platou de fructe de mare. Și ne-a zis că nu are, dar ne poate combina. Și aseară pe platoul acela cu fructe de mare și pe souvlaki și sosul tzatziki am plătit 47,70 de euro, ceea ce mie mi s-a părut foarte mult, pentru că cu acei bani mâncam două mese în acea zi și am spus că de acum încolo nu ne mai punem la masă, adică ne uităm pe meniu. Dacă acel meniu are poză și să vedem cum ar veni poză și în dreapta lui prețul, ne punem, dar de acum încolo nu mai ne punem să mai luăm această țeapă. Mie mi s-a părut exagerat de mult 47 de bani, de euro și 70 de cenți. Mai ales că anul trecut în Sarti, dacă vă aduceți aminte, cu 8 euro sau 10 euro am luat un platou destul de mare de fructe de mare, caracatiță, midii și pește și ce avea o grămadă de prostii. Dar de asta trebuie să ai foarte mare grijă când te pui la un restaurant, să vezi prețul exact cum este. El ne-a zis că ne va costa în jur la vreo 25-30 de euro acel platou, dar de unde? De fapt, când a venit a fost 47 de euro. Nu avea cum să fie de la 30 de euro, 17 euro, 70 o poție de souvlaki și tzatziki. Asta e clar că nu. Deci oarecum am luat apă. De băut nu ne-am luat nimic, am avut apă din partea lor și era o apă rece și am băut-o pe aia, mai ales că în ultima perioadă am mai băut un suc, un alta și mai vrem să mai facem o pauză, să mai bem și apă, mai ales că căldurile astea chiar e nevoie de multă, multă apă și acum avem la noi apă minerală, apă plată. Și cam așa este cu aceste taverne. Deci dacă mergeți în Grecia sau în alte locuri, să aveți mare grijă să nu luați și voi această țeapă, cum am luat și eu, oarecum în ghilimele. Mie mi se pare oarecum o țeapă, dar asta este. Astea sunt prețurile. Fiecare tavernă și restaurant își face prețul. Dacă vrei, te pui și te așezi. Bun, și dacă nu, nu ești obligat. Mai sunt anumite gyros pita sau souvlaki pita cu 2,50 euro, mai ales ca adult. La noi e mai greu așa un pic că Marc nu mănâncă cam orice. De exemplu, Selena mănâncă ce mâncăm noi, se adaptează și nu e pretențioasă. Dar dacă eu am luat un gyros pita, Marc nu prea mușcă din el și lui trebuie să iau ceva. Nu. Dacă noi ne-am cumpărat câte un gyros din ăla, e cam atâta și te-ai săturat din el, pentru că și astăzi am plătit 20 de euro și nu s-a mâncat toată mâncarea. De aceea oarecum trebuie să ne gândim să facem o economie și la bani, că e păcat, de ce să aruncăm niște bani, nu putem să luăm ceva de mâncare și să se mănânce și să mai rămânem cu alți bani să ne cumpărăm alt lucru de acel ban. Nu să luăm mâncare și ia să mă dau eu cât trebuie să opresc motorul. Domnul, stai că am uitat să opresc aerul condiționat. Așa, să băgăm în viteză și gata. Eu una așa gândesc, pentru că nu suntem nici niște oameni bogătași ca să ne putem permite să aruncăm cu bani în stânga și în dreapta și să zic, mă, nu-mi pasă, las că cumpăr mâncare, câte să mănâncă, atâta să mănâncă. Sunt dăți în care noi ne cumpărăm, de exemplu, de mâncare două feluri.
De exemplu, luăm o porție de paste carbonara și alălaltă și o porție de paste milaneze, boloneze sau o pizza și mâncăm toți din ea. Pentru că nu se mănâncă. La când am fost la Bulgaria, am plătit 17 leva și ceva pe toată mâncarea. Deci vreau să vă zic că am oprit aerul condiționat și o căldură. Deci s-a încălzit aici în mașină de nu mai pot. Acolo la apă e fain, bate vântul, o să vă arăt imediat, doar că sper să mi se mai fi încărcat telefonul. 17 leva și ceva. Dar am cumpărat 3 supe, ceea ce Selena i-a plăcut la început, dar după aia a zis că nu-i mai place. Nu am mâncat-o. Marc nu a mâncat deloc, eu nu mi-am mâncat toată supa pentru că mă umflasem și oarecum a fost destul de groasă așa ca supă. Era o combinație între supă, deci avea gust de supă de pui, dar smântână cu ciorbă combinată la grec și foarte deasă, deci foarte, foarte groasă. Și am mai luat o pizza. Ce credeți? Am mâncat o felie din toată pizza atunci pe moment, mai ales că am cumpărat și 3 pâini din alea așa de lungi, mi-a făcut ei lipie din aia pâine de-a lor. Și am luat pizza la pachet. I-am zis să-mi dea niște, o cutie să-mi bag pizza la pachet. Ei mi-a adus 2 caserole, nu știu de care, cu pungi. Și am luat-o la pachet și am mai mâncat soțul meu din ea. Dar nu s-a mâncat. Și de aceea vrem să avem grijă oarecum la bani. Pentru că mă doare sufletul să văd că cumpăr 4 feluri de mâncare. Că sunteți în care mie poftă de ceva, soțului meu de ceva și copiilor de ceva. Și oarecum încerc să faci să iei de mâncare... la fiecare ce e poftă, dar sunt dăți în care trebuie să ne adaptăm mai mult după copii, lăsăm să aleagă ei ce preferințe au, ne stabilim, ne vorbim între noi, măi, hai că luăm astăzi asta și mâine luăm aialaltă, noi fiind adulți mai mari, bineînțeles că lăsăm la aprecierea copilului ce vrea să mănânce și luăm și mâncăm. Eu, de exemplu, dacă mi-au o ciorbă, o pot împărți cu Marc și soțul meu cu Selena sau invers, mai degrabă soțul meu cu Marc și eu cu Selena. Eu nu mănânc foarte mult, eu mănânc foarte puțin. Și des, sau mănânc o mâncare mai consistentă și nu mai mănânc toată ziua. Ceva de genul sunt eu. Soțul meu e la fel. Și de asta zic că dacă luăm, cum ar veni, o porție de paste și o porție de paste, fiecare mănâncă cu câte un copil și ne-am săturat și am economisit și niște bani, pentru că nu e vorba neapărat în bani, de bani în sine, că zici că acum poate o să primesc comentarii că ești o sărăcăcioasă sau faci economie la bani. Păi fac economie la bani până la urmă, că mă doare sufletul să arunc cu banii pentru că sunt banii noștri și... Mai bine economisesc și nu îi arunc încolo, mă lăfăi, când pot să mă duc și îmi cumpăr din altă parte o înghețată, un desert, o clătită. Ce vreau eu să-mi fac pofta? Și dacă ar fi fost după mine seara asta, aș fi mâncat un gyrospita sau gyrospita, cum s-o numi, dar nu știu cum să facem cu Marc. Sincer să fiu, la momentul actual, mie nu mi-este foame, că am mâncat foarte, foarte bine și pe căldurile astea nu simți nevoia să mănânci. Dar vom vedea pe seară ce mai luăm să mâncăm. Și m-am încălzit în mașină de nu mai pot și mă duc și cu ocazia asta o să vă iau și pe voi și cât s-a încărcat telefonul, s-a încărcat, mai vin, mai dau un contact, îl mai las la încărcat, mai așa. Noi stăm chiar aici în spate, deci eu trec strada și da, vă arăt acum. Cred că nu v-a supărat că mi-a trâncănit atâta gura, dar cu ocazia asta vă mai dau și vouă câte un sfat, o idee și să mai faceți și voi să nu irosiți banii aiurea. Mă bufnește râsul că mi-aduc aminte că primisem un comentariu... De aici avem mașina și aici suntem noi. Primisem un comentariu că fraților, ce faceți? Că o faceți pasta cu bani să meargă în Grecia, că voi vă uitați ca proștii și munciți, ceva de genul am primit comentariul ăla, că voi vă uitați ca fraierii și munciți pentru a o trimite pe asta în Grecia și a rămas așa, frate, că până la urmă pe mine nu mă trimite nimeni în Grecia, că dacă era să câștig atât de mulți bani de la YouTube, era perfect, cred că îmi permiteam să merg în călătorie în Grecia în fiecare lună sau nu știu dacă era să câștig așa de mult. E frumos și aici, în zona asta, îmi place că e apa diferită, se vede așa cu diferite culori de albastru, doar că e... Ia uitați ce scoici de gust ăsta, nu scoici, ce-s pietre, ce-s astea? Așa că dacă aș fi câștigat eu bani mulți de la YouTube, era bine și aș fi recomandat la toată lumea să apuce de YouTube. Dar fiecare vorbește și chiar mi-a plăcut de o abonată că i-a dat replica și îți mulțumesc, draga mea, că i-a spus că apucă-te și tu de YouTube și ce treabă ai tu cu Ioana
că Ioana, chiar dacă ar fi să câștige bani, până la urmă ea muncește pentru acești bani, deci postează zi de zi și ceva de genul i-a dat un comentariu și chiar îți mulțumesc, draga mea. Eu nu mai stau de acum încolo să mă mai agit unul și cu altul, dau bloc și mai bine ca să nu mai îmi fac nervi. Acești papuci i-am cumpărat degeaba. Apropo, papucii Selenei, aceia portocalii am lăsat în mașină și noi nu i-am mai găsit, nu știu unde i-am pus, ce s-a întâmplat și cu ei și unde s-au rătăcit. Și vreau să vă recomand aceste chestii dacă nu ați cumpărat. Eu până anul trecut nu am știut de ele, anul trecut am cumpărat de la Jumbo în toamnă sau în iarnă. Am văzut la foarte multă lume că are, am dat parcă 5 sau 7 lei pe ea, ceea ce pe aici e undeva la vreo 4-5 euro una. Vă recomand să vă cumpărați, intră foarte bine în nisip și vă ține umbrela foarte, foarte bine. Acum trebuie să mai înfiletez că că bate vântul cam tare. Mai sunt niște oameni pe plajă, dar au plecat. Asta place mie în Grecia. Liber, frate, liniște. Nu ai pe nimeni lângă tine, te poți bucura de liniște, de natură, nu cântă muzică. În partea aia... partea asta sunt niște șezlonguri pe care le plătești, dar începând din partea aia de unde se văd șezlongurile până în capul ălalt, am văzut că au și un port drăguț și faleză să te poți plimba, au foarte multe plaje din astea private cu șezlonguri și acolo mă gândesc că ori plătești șezlongul, ori faci consumație de la... Să știți că am prins un pește și mi-a scăpat. Da? Au foarte mulți oameni, cel puțin era acolo cu saltele și erau și în spate, nu doar în față aici lângă malul mării, în spate de tot spre niște copaci. Erau niște șezlonguri de lemn cu niște saltele din alea groase și stăteau acolo numai fițoși, nu știu dacă nu erau de-a fițoși cu ochelarii pe ochi și se uitau așa de parcă ziceai că mamă, se rup în două. Și erau foarte aglomerați, fratele meu, de stăteau unii lângă alții, foarte mulți oameni cu copii erau acolo și cu muzică, deci era o muzică și eu simt nevoia uneori să ascult muzică, acum nu sunt sălbatică să nu-mi placă muzica, dar parcă îmi place mult mai mult așa cum e aici, să aud valurile, să aud acei gândaci care cântă și să mă bucur de natură, să mă relaxez, practic. Așa mult îmi plac acele flori roz. Trebuie să merg să mai fac și eu niște poze la ele. Avem și noi prin stațiune o grămadă. Mă enervează vântul ăsta că bate și mă trezesc că îmi dă umbrela peste cap și rămân fără umbrelă. Așa trebuie să am grijă cu Marc, că el nu are chiloței, am mai spus, și într-o dată poate să apară fără chiloței cu buculețul gol pe video. Îi scoate și lui dinții? O să fie cromic. O, dar cute mai lor. Da. Ce frumos se vede. Pus apă acolo. Acolo sus, unde era motorul, ai văzut? Iată ce fain, se vede în față. Acolo sus, unde era motorul, erau bănci speciale pentru a face... Da, da, da. Când mai trecem, o să venim. Da. Ce să mai stai? Dacă doarme, bubulinu. Of, 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 ți-am adormit eu. Sunt oboșit. Era obosit el și când i-a intrat apă la nas, el de aia plângea că numai, el era obosit, nu mai conștientizat. Dacă tu ai zis că și pișcă, de la sare aia ustură, da, eu da. Nu, mie mi-a intrat și nu știu senzația. Și mi-a intrat prima oară când am intrat, nu mai știu cum am sărit la el, m-am mirat de ce stă atât, că au au. Și luna lui Iulie, cald la noi la Brașov, extrem de cald, wow. A zis, da. Uite, partea e așa. Ai văzut, ăsta are hotel cu piscină, când am venit noi seara. L-ai văzut seara? Da.